Ancora este instrumentul extrem de important pentru orice ambarcațiune care merge pe mare. În mijlocul valurilor, furtunilor și chiar atunci când stă pe loc, o ancoră îți oferă siguranță. Dar ce este ancora sufletului? În acest videoclip vreau să-ți prezint ceea ce îți poate oferi siguranță sufletului tău. Așa că rămâi ancorat și urmărește în continuare videoclipul acesta. Ancora este o piesă grea din metal care are niște brațe ca niște ghiare, este coborâtă printr-un lanț sau de o frânghie de pe navă până la fundul apei. În felul acesta, o ambarcațiune poate să fie în siguranță, să nu fie purtată de vânturi și valuri în direcții nedorite. Această lume în care trăim este ca o mare, neliniștită, tulburată, periculoasă, instabilă. Vânturile, furtunile, valurile, toate lovesc corabia vieții tale și este gata să se sfărâme. De aceea ai nevoie de un lucru care să-ți ofere siguranță, stabilitate, care să te facă să ai un sens pentru care să trăiești, o direcție în care să mergi, să-ți clădești o temelie sigură în această lume tulburată. Suntem supuși schimbărilor și mișcărilor din această lume, astfel încât viața ta riscă să ajungă în derivă și să fie zdrobită de stânci. Așa cum o ancoră ține o ambarcațiune să nu fie răsturnată de valurile și vânturile care bat, tot la fel Dumnezeu ne-a lăsat o ancoră pentru sufletul nostru ca să fim în siguranță în furtunile acestei lumi. Dar care să fie această ancoră? Haideți să mergem în scriptură și să vedem despre ce este vorba. Nu uita să te abonezi, să dai like și să apeși pe clopoțel ca să fii notificat. În Epistola către Evrei, la capitolul 6, versetul 18 și 19, citim următoarele cuvinte. Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului. Conform acestui verset, ceea ce este o ancoră a sufletului este nădejdea sau speranța. O vorbă românească spune că speranța moare ultima. Dar dacă această vorbă este menită să încurajeze, îmi pare rău să dezamăgesc spunând că dacă speranța moare, atunci nu rămâne nicio speranță. Adevărata speranță însă nu moare niciodată. Adevărata speranță este o ancoră pentru sufletul nostru. Una dintre cele mai răspândite boli ale secolului nostru este depresia. Din ce în ce mai mulți oameni suferă de depresie. Sunt descurajați, sunt dezamăgiți. Tulburările prin care trec în viață îi doboară la pământ. Ai nevoie de speranță. Speranța este ca o forță motivatoare. Este ceea ce ne face să mergem înainte. Atunci când agricultorul seamănă sămânța, el speră că de acolo va ieși un rod. Atunci când mergem la lucru, la serviciul nostru de zi cu zi, noi sperăm că va avea un rezultat ceea ce facem. Totuși, dacă doar în aceste lucruri ne-am pus speranța, atunci, într-adevăr, este o falsă speranță. În Romani, capitolul 8, versetul 24, Apostolul Pavel spune că suntem salvați prin speranță. Deci adevărata speranță te salvează de acolo de unde ești. De asemenea, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 8, tot Apostolul Pavel ne spune: dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Interesant este faptul că nădejdea mântuirii este asemănată cu un coif. De ce un coif? Pentru că coiful are rolul de a ne proteja mintea
Și dacă mintea noastră este protejată, întregul nostru trup este protejat și viața noastră capătă un sens și o valoare. Însă dacă mintea noastră este afectată, dacă gândirea noastră este tulburată, noi nu putem să mergem înainte. În Psalmul 25 cu versetul 5, psalmistul face o rugăciune pe care aș vrea să te îndemn să o faci și tu. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Adevărata nădejde este o persoană și anume Tatăl nostru cel Ceresc. El de fapt se prezintă pe sine ca fiind Dumnezeul nădejdii sau Dumnezeul speranței. Și Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în a crede pentru ca voi să abundați în speranță prin puterea Duhului Sfânt. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Și cum putem obține această speranță? Haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură. Tot în Romani, la capitolul 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Deci nădejdea vine prin Scriptură. Așa că te îndemn, citește Scriptura ca să ai nădejde. În Sfânta Scriptură sunt o mulțime de făgăduințe, sunt o mulțime de promisiuni din partea lui Dumnezeu pe care le poți asimila, le poți lua pentru tine, cerui lui Dumnezeu să împlinească acele promisiuni în viața ta și vei avea speranță, pentru că Tatăl Ceresc nu minte, El nu ne păcălește, El ce a promis va împlini. Și cât de puternică este speranța aceasta pe care o oferă Scriptura? Vreau să privim la două versete biblice și prin comparație să vedem ce ne spune ea. Proverbe, versetul 11 cu 7. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Proverbe 14 cu 32 ne prezintă exact reversul acestei situații. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Speranța despre care vorbim este mai puternică decât moartea. Chiar în momentul în care te confrunți cu durerea, cu suferința și chiar moartea, poți să ai speranță, chiar acolo în mijlocul încercării și suferinței. Poți să ai nădejde și această nădejde, spune Sfânta Scriptură, este o nădejde vie. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Ce fel de speranță ai? O speranță deșartă în lumea aceasta, în averile tale, în tot ceea ce poți să faci tu, sau depășește aceste lucruri omenești? Speranța adevărată este una vie și este vie pentru că Dumnezeu este viu. Dar dacă Dumnezeu este în viața ta, atunci și tu vei avea o astfel de speranță vie care va trece dincolo de moarte și mormânt. Cum să obținem speranță? Venind la Hristos. De fapt, Biblia ne spune că însuși Hristos este speranța noastră. 1 Timotei 1 cu versetul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Fără Hristos suntem străini de Dumnezeu, suntem fără speranță în lume, dar cu Hristos putem să avem o speranță sigură. De fapt, aceasta înseamnă să ai adevărata speranță. Coloseni capitolul 1 cu versetul 27 e un verset ancoră. Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Dragul meu, indiferent prin ce treci, prin ce încercări și tulburări te-a dus viața, marea aceasta învolburată n-o lăsa să-ți nimicească speranța. Astăzi Iisus te cheamă, El este singura speranță, El este stânca pe care valurile și vânturile n-o vor zdrobi niciodată. De aceea puneți piciorul pe stâncă, vino la Hristos și lasă-L să-ți umple inima cu bogăția slavei. Și dacă Dumnezeu a pus în inima ta speranță, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Fiți binecuvântați de Dumnezeul speranței.
Hristos este ancora sufletului și speranța noastră. Și nu în ultimul rând, îți las aici o poezie care îți va plăcea foarte mult, pentru că este ancora sufletului.